era, nu mai costă. S-a ieșit și la cannabis. Deci, domnul Virag, în moment ce va ieși pozitiv pentru cannabis și metamfetamina, o să trebuiască să ne deplasăm la cea mai apropiată unitate spitalicească, unde vi se vor recolta probe de sânge și probe de urină, în vederea determinului consumului de substanțe psihoactive. De asemenea, se va întâmpla un proces verbal în care se va scrie ce s-a întâmplat, că a fost un prim pentru control de stare pentru vederea consumului de substanțe interese și va ieși pozitiv pentru cannabis. Permisul de conducere se va reține și suspenda cu o dovadă fără drept de circulație, până se finalizează cercetările din dosar. Este posibil să se vor și infracțiunea de conducere a unor grupe de drumurile publice, fiind sub influența substanțelor psihoactive. Asta se va determina în urma venirii probelor biologice, da? Mașina aceasta, domnule. Imediat stabilim, stai să scoatem și noi aici protocolul. Nu te-ai gândit că te prin pericol, te ține pe ceilalți, auzi?